Dragilor, bine v-am găsit la un nou video. Azi vorbim despre un nou remediu naturist și anume acela cu flori de gălbenele. Vă voi spune puțin despre beneficiile acestora, cum să le folosim în formă de ceai și de asemenea sub formă de cremă. Cei care stați la țară și aveți aceste flori miraculoase în grădiniță, nu ezitați să le adunați, să le puneți la uscat pentru ca apoi să le folosiți. Mai întâi de toate am să vă vorbesc despre beneficiile acestor flori cu efecte atât de benefice. Există date care arată că atât florile cât și frunzele acestei plante au fost folosite încă de la începutul secolului XII, încă din acele vremuri oamenii cunoșteau proprietățile benefice ale galbenelelor. În compoziția florilor găsim o întreagă gamă de săruri minerale, uleiuri volatile, substanțe amare, vitamina C și substanțe proteice. Consumul ceaiului de galbenele ajută la tratarea gastritei, și asta o spun din experiența proprie pentru că eu am o perioadă foarte bună de timp de când beau acest ceai de galbenele și mă simt foarte bine. De asemenea, ceaiul din gălbenele evită și tratează ulcerul gastric, elimină infecțiile de la nivelul gâtului și al cavității bucale. De asemenea, ajută la îmbunătățirea digestiei, previne constipația, apariția bolilor hepatice și a durerilor menstruale. Ceaiul de călbenele este foarte bun și în episoadele de răceală, grăbind procesul de vindecare. În cazul în care aveți o ciupercă la nivelul unghiei, puteți pregăti o infuzie cu flori de gălbenele și să introduceți degetul sau piciorul întreg în aceasta timp de 20 de minute de două ori pe zi. Depinzând de fiecare afecțiune și de fiecare persoană în parte, timpul de vindecare poate diferi. Faceți acest lucru timp de 10 zile și observați dacă ciuperca a dispărut. Ceaiul de gălbenele acționează și asupra mucoaselor inflamate, așa că dacă aveți febră, acesta va ajuta la scăderea ei. După cum vedeți, acest ceai de gălbenele se poate utiliza atât pentru uz intern, cât și pentru uz extern. Infuzia obținută din aceste flori o putem aplica pe față, reducând acneea, micozele sau unele exeme. Ceaiul din flori de gălbenele este indicat și pentru detoxifierea ficatului. În acest caz este recomandat să se bea 2-3 căni de ceai pe zi, timp de 2-3 săptămâni. Asta, bineînțeles, având și un stil de viață sănătos, fără prea mult zahăr și grăsimi în alimentația zilnică. În aceeași doză este benefic și pentru fiere, normalizând secreția de bilă și stimulând astfel digestia. Pentru uzul extern, în afară de combaterea ciupercilor la nivelul unghiilor, ceaiul este benefic și pentru ten. Puteți pregăti infuzia din flori de gălbenele și să o păstrați la frigider pentru câteva zile. Vă puteți curăța tenul seara înainte de culcare. Este foarte indicată această infuzie și pentru tenurile cu acnee. La fel de bună pentru piele este și crema de gălbenele, mai ales dacă este pregătită în casă. În continuare am să vă explic cum se pregătește atât ceaiul, cât și această cremă. Pentru a pregăti ceaiul, punem o cană de apă la fiert. Când aceasta este pe punctul de a începe să clocotească, oprim focul și o lăsăm câteva secunde să se odignească. Adăugăm florile de gălbenele, cam cât putem cuprinde între 3 degete, și le adăugăm în cană punem peste ele apa fiartă și acoperim cana. Lăsăm ca florile să se infuzeze timp de 10-15 minute, după aceea dăm deoparte florile sau strecurăm ceaiul și îl putem consuma. Trebuie să vă spun că acest ceai este foarte amar, așa că dacă nu suportați acest gust, puteți adăuga puțină miere, doar că aceasta se adaugă când ceaiul este ușor călduț și nu fierbinte. Așa profităm și de beneficiile mierei. Eu obișnuie să-l beau pur și simplu așa. Pentru gastrită sau arsuri, ceaiul este nemaipomenit. Calmează aciditatea și arsurile în mai puțin de o oră, cel puțin în cazul meu. În cazurile de gastrită, ulcer gastric sau alte afecțiuni ale stomacului, este bine să bem ceaiul atât dimineața pe stomacul gol, cât și în timpul zilei. Important este ca după ce l-am băut să nu mâncăm absolut nimic timp de 1-2 ore, depinde cât suportăm, pentru că așa va avea un efect benefic la nivelul stomacului. Haideți să vedem cum se pregătește și crema. Pentru aceasta avem nevoie de 100 de ml de ulei de măsline extra virgin, 15 grame de ceară pură de albine și flori de galbenele uscate cât cuprindem cu 4 degete de 3 ori. Le punem la ochi, nu este necesar să le cântărim. Le adăugăm peste uleiul de măsline și le scufundăm foarte bine. Important, florile trebuie să fie uscate pentru că așa crema va fi mai concentrată și cu mai mult efect. Acest borcan îl vom introduce într-o cratiță cu apă cât să-l acopere pe 3 sferturi aproximativ din capacitate și vom fierbe florile de gălbenele împreună cu uleiul pe baie de aburi timp de o oră la foc scăzut. Ceea ce dorim este ca florile să își lase toate proprietățile în acest ulei, deci nu le vom prăji. Tocmai de aceea trebuie fierte la foc scăzut pe baie de apă. Exact așa cum puteți aprecia în imagine. Din când în când mai apăsăm peste flori pentru a ne asigura că sunt acoperite de ulei. După o oră scoatem cu grijă borcanul din cratiță și îl lăsăm să se răcească puțin. Apoi scurgem uleiul trecândul l printr-o strecurătoare iar florile le punem într-o bucată de pânză curată sau un filtru de cafea, așa cum vedeți că am făcut eu, și le stoarcem foarte bine. Așa vom scoate toate substanțele benefice din interior. Înainte de a stoarce florile, asigurați-vă că uleiul nu arde la mână, așa evitați eventuale arsuri. Peste acest ulei adăugăm ceara, eu am cumpărat-o în formă granulată, în caz că o cumpărați întreagă, trebuie să o tăiați în bucăți mai mici. Punem din nou borcanul în ibricul cu apă și-l din nou pe foc. Amestecăm în continuu până când ceara este complet topită și încorporată cu uleiul. Apoi transferăm uleiul sau crema obținută, care este în formă lichidă, într-un recipient mai mic și o lăsăm să se răcească la temperatura camerei. În mai puțin de o oră crema este deja închegată și se poate folosi. Nu este necesar să o puneți la frigider. În cazul în care este mai răcoare, crema tinde să fie un pic mai tare. O puteți aplica pe piele, hidratează foarte bine și este foarte bună în cazul arsurilor, exemelor și al acneei. De asemenea, o puteți folosi ca și cremă de noapte. Lasă pielea foarte fină și hidratată iar atunci când vă expuneți la soare foarte mult, de exemplu când faceți plajă, aplicați crema pe piele seara și veți vedea cum vă calmează senzația aceea de arsură. După cum vedeți, florile de gălbenele au foarte multe beneficii atât pentru uz intern cât și pentru uzul extern. În cazul în care nu aveți aceste flori acasă, le puteți cumpăra din magazinele naturiste. Eu obișnuiesc să le cumpăr și le depozitez în borcane de sticlă, așa se conservă mai bine. De asemenea, se pot menține foarte bine și în ambalajul original, dar ferit de umezeală. Este bine să aveți florile de gălbenele în casă pentru că, după cum ați văzut, sunt foarte benefice și mult mai sănătoase decât orice altă pastilă sau medicament chimic. Dragii mei, sper să vă fie de folos toate aceste informații. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și vă aștept și la videoclipul următor. Numai bine tuturor!